Orientarea mea este de la educația în campus la cea online și am să vreau să fiu foarte succintă, pentru că pentru noi în această perioadă a fost foarte dificil. În primul și în primul rând pentru că Politehnica este în cel al 100-lea an de existență, era pregătită să aibă o multitudine de acțiuni și de evenimente și de întâmplări care să se întâmple live, în locație, în Timișoara. Să sperăm că în noiembrie, 11 noiembrie, când avem de fapt exact aniversarea universității, vom reuși să sărbătorim împreună, să ne îmbrățișăm și să petrecem, să fim toți sănătoși și fericiți în acel moment. Dar fiindcă trăim o perioadă ceva mai dificilă, eu cred cu tărie că această perioadă poate să însemne în primul și în primul rând o schimbare. O schimbare a paradigmei, a modului nostru de a gândi și de a interacționa. Toată lumea vorbește despre aceasta, că lumea nu va mai fi la fel. Eu sper că educația să se îmbunătățească, să nu mai fie la fel și să ajungă să înglobeze mult mai multă tehnologie folosită corect. Toată activitatea mea din ultimii 20-25 de ani a fost în jurul tehnologiei, dar mai ales în a încuraja utilizarea corectă și eficientă a tehnologiei. Aceasta a fost întotdeauna dorința mea cea mai mare și îmi permit să-l parafrezez aici pe Albert Einstein, care a spus întotdeauna că măsura inteligenței este abilitatea ta de a te schimba. În momentul în care te schimbi, te îmbunătățești constant și vrei să faci lucruri noi constant, de-abia atunci poți să spui că îți dovedești atât inteligența, dar cât și empatia, cât și integrarea și, să zicem, colaborarea în interiorul societății. Cel mai important lucru pentru noi toți în acest moment este schimbarea paradigmei educaționale, mai ales în învățământul universitar, dar și în cel preuniversitar. Poate o răsturnare de situație a fost dușul rece care ne-a trebuit tuturor, în care să realizăm că trebuie să învățăm și să știm să facem lucrurile mai altfel, că suntem în secolul 21 și că foarte multe lucruri trebuie să fie îmbunătățite și modificate. Există foarte multă teorie și foarte multe scrieri și articole în această perioadă. Noi le-am strâns și la sfârșit am să vă arăt unde le veți putea regăsi pe multe dintre acestea. Acest articol mie mi s-a părut cel mai așa interesant, fiindcă vorbește despre educația online emergentă, deci de urgență. Nu este ceea ce noi care lucrăm în educația online de mai multă vreme numim ca și educația online, pentru că ea reprezintă de fapt doar o bucățică mică din ceea ce noi facem și interacționăm sau putem să vedem și să arătăm în zona de online. Fiindcă acum de fapt noi am transpus ceea ce se întâmpla în campus, în situ, da, în locație, într-o secțiune online. Și această trecere a fost pentru foarte mulți dintre noi profesor, administrator de învățământ superior sau de învățământ preuniversitar, studenți și elevi, o trecere foarte bruscă, s-a întâmplat de la o zi la alta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria educației și nu a fost foarte ușor de făcut din multe perspective.